Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă voi care răi fiind dați fiilor voștri ce este bun, cu atât mai mult Dumnezeu vă va da vouă. Iubiți credincioși, iată-ne în fața unei postulări deosebite. Și anume, dacă suntem tentați să mai discutăm despre patologia omului rău, Mântuitorul astăzi ne șterge această preocupare. Și anume, omul nu este rău prin sine, Dumnezeu l-a făcut bun. Și anume, trebuie să fim foarte atenți. Ce este rău în om? Nu firea lui, ci folosirea gândurilor omului. Să luăm de la început. Sfântul Evanghelist Matei ne spune foarte clar: bateți și vi se va deschide, cereți și vi se va da, întrebați și veți afla, căci cel căruia bate îi se va deschide, cel căruia va întreba îi se va răspunde, cel căruia va cere îi se va da. Și Mântuitorul, spune Sfântul Evanghelist Matei, continuă spunând: cine este omul acela care, cerându-i fiul său pâine, să-i dea piatră? Și dacă voi, răi fiind, dați fiilor voștri ce este bun, cu atât mai mult va da Dumnezeu celui ce îi cer. Iată așadar postulările de care v-am povestit. Omul este bun întru totul. În cea de-a patra zi a Deniilor, Apostolului Mare, suntem învățați așa cum trebuie să ne uităm la oameni. Dacă vedem pe cineva care în ochii noștri considerăm că este un ticălos, ne învață azi Mântuitorul că nu există așa ceva. Poate ochiul nostru este ticăloșit și nu-l mai vede pe om așa cum este. Dacă Dumnezeu îl vede pe fiecare dintre noi că este bun, în măsura în care ne și probează lucrul acesta, și anume ne spune clar că nu există om căruia să-i ceară fiul său ceva bun și el să-i dea ceva rău, înseamnă că așa este. Și dacă este așa, trebuie să ne reconsiderăm și noi atitudinea și punctul de vedere față de celălalt. Nu există niciun principiu mai important pentru post decât acesta pe care astăzi îl postulează Mântuitorul Hristos. Măcar dacă am fi în stare cu un singur principiu să rămânem din toată strădania săptămânii acesteia Deniilor, ar fi suficient, și anume, nu există oameni răi. Dacă vom înțelege lucrul acesta, vă imaginați că am desființat dușmănia? Vă imaginați că nu am mai fi într-o veșnică zbatere și judecată a celui de lângă noi? Vom desființa dușmanul nostru. Și atunci vom fi fericiți. Pentru că nu vom mai pierde vreme, nu vom mai consuma energie gândindu-ne de ce cu tare sau cu tare se poartă urât cu noi, de ce cu tare și cu tare este rău, sau de ce se întâmplă cu tare sau cu tare eveniment. Nu, aceste lucruri nu se întâmplă. Și o să spuneți: bine, dar ne ducem acum acasă și dacă apăsăm pe orice buton al telecomenzii, cu siguranță că vom afla în 10 secunde cel puțin despre 3 cazuri care îmi vor da peste cap tot ceea ce vă spun acum. Și vă spun că nu este așa. Imaginați-vă numai un singur lucru. De ce acum 30 de ani, când noi, dacă ne duceam acum acasă după această denie, am fi dat drumul la televizor degeaba, pentru că nu exista nici măcar semnal, pentru că telejurnicul începea pe la ora 7, la 7:20 era o leacă de desene animate Mihaela? De ce? Oare nu erau și atunci oameni care să se lovească între ei?
Nu erau oameni contra oamenilor? Nu erau nenorociri? Nu erau. Pentru că noi nu știam de ele. De ce să ne omorâm mintea cu alte lucruri străine? Vă spun că dacă nu ne încărcăm noi cu bagajele celuilalt, aceste bagaje nu rămân în stradă. Părintele se zicea, tată, are cine să le ia, nu e treaba ta, lasă-le acolo. Dacă nu le ia nimeni, cu atât mai mult. Nu vă încărcați cu lucruri fabricate care sunt împotriva firii omenești. Firea omenească este bună. Dumnezeu, după ce a făcut lumea, s-a uitat înapoi și a văzut că toate erau bune foarte. Credeți că acum s-au stricat? Nu. Însă se folosesc anumite putregaiuri ca să fie așezate înaintea oamenilor. Dar oamenii, să nu uităm, sunt cei despre care astăzi Mântuitorul ne spune cu o seninătate debordantă. Cine dintre oameni, cerându-i fiul său pâine, să-i dea piatră? Aici este firea omenească. Nu în cazurile în care tatăl își omoară fiul și așa mai departe, nu. Acelea sunt niște accidente despre care chiar nici nu vreau să vorbim. Nu vreau? Pentru că nici Hristos n-a vorbit despre ele. De ce să vorbim noi? De ce să ne încărcăm noi să fim părtași la păcate străine? De ce să le luăm noi în seamă? Și o să spuneți, bine, bine, dar dacă ni se întâmplă nouă așa ceva? Păi nu ni se întâmplă așa ceva. Pentru că Dumnezeu, sunt sigur că veghează acolo unde este și se uită la oameni și cel care a spus că ne cunoaște mai bine decât credem noi că ne cunoaștem, va rândui să nu se întâmple lucruri de genul acesta. Nu vreau să fac acum o cazuistică asupra situațiilor în parte, pentru că în fiecare caz în parte există niște dauri, niște deceuri, niște argumentații personalizate de care nici nu e nevoie să facem noi caz. Iubiți credincioși, trebuie să rămânem încredințați asupra faptului că omul este bun și atât. În momentul în care toți oamenii din jurul nostru vor fi în mintea noastră buni, nu au cum să ne facă rău. Și o să spuneți că viața chiar din seara asta ne va da oarecum o lecție și va fi altfel. Nu va fi altfel. Eu când am spus că toți oamenii sunt buni, m-am gândit la un principiu care mă implică pe mine ca persoană. Tot ceea ce cred eu la prima vedere despre celălalt că nu este în regulă și mă gândesc că la mine nu este în regulă, cu siguranță că îl vindecă pe celălalt. Dacă cineva se uită la mine urât, eu, atunci trebuie să mă gândesc pentru ce s-a uitat omul acesta urât. Dacă omul acesta este bun, așa cum i-a zis mie Hristos, măcar în seara aceasta, trebuie să mă gândesc că omul acela a văzut ceva urât la mine. Poate că n-am fost suficient de atent, poate că n-am fost suficient de blând, poate că nu am fost suficient de ascultător, poate că i s-a părut lui că a făcut un gest sau altul și trebuie să mă descotorosesc eu de o anumită înclinare, astfel încât cel de lângă mine să nu mai vadă că sunt rău și atunci nici eu să nu mai pot să-l văd pe el că este rău. Aceasta este logica în care Hristos ne lasă după fiecare seară a deniilor să trăim frumos. Fraților, să știți că a trăi frumos nu înseamnă neapărat a face anumite lucruri, ci a trăi frumos înseamnă a face totul frumos. Astăzi se dădea ceasul morții soția mea că nu are cu cine să ajungă, pentru că o parte din finii care o mai duceau de colo-colo cu mașina sunt plecați și m-a văzut pe mine că nu eram absolut deloc neliniștit. Și uitându-se la mine,
a venit cu o soluție fantastică. Zice, da, acestea voi face. Mă duc la Annelie să stau cu ea. Să știți că denie mai importantă pentru un bunic decât a sta cu nepotul, nu cred că există. Trebuie să trăim frumos, fraților. A trăi frumos înseamnă a ști că denia fiecărei ser de rugăciune trece printr-un lucru practic, printr-un lucru pe care trebuie să-l facem, nu trăgând de mânecă pe unul sau pe celălalt să mă ajute să intru într-un program, ci programul acela este la mine. Programul de a trăi frumos și de a vedea pe toți ceilalți trăind frumos la rândul lor. Pentru că Dumnezeu, care știa că pe Fiul Său îl vor lua oamenii să-L răstignească, nevinovat fiind, n-a putut să spună că oamenii sunt răi. Niciodată n-a spus Dumnezeu că dacă îi va cere Fiul Său unui om, pâine îi va da piatră. Ci omul este bun pentru că dă celui pe care îl cunoaște tot ce este mai bun. Înseamnă că noi suntem aceia care provocăm în om bunătatea sau răutatea. Noi suntem cei care cerem de la celălalt. Și să mergem mai departe, nu despre tată și fiu, despre șef și subaltern. Eu îl fac pe șeful meu mai rău sau mai bun. Dacă eu mă voi comporta cu șeful meu, cum mă comport cu tata? Cu siguranță că și el se va comporta cu mine, cum se comportă un tată cu un fiu, și îmi va da, atunci când îi cer pâine, îmi va da pâine, nu îmi va da piatră. Atunci înseamnă că bunătatea celuilalt stă în mine, nu stă în celălalt. Stă în mine care pot să provoc bunătatea în el. Stă în mine care pot să provoc îngăduință, pentru că dacă aș crede altceva, cu siguranță că firea omului ar putea să scoată cealaltă fațetă, mai întunecată. Dar Dumnezeu spune că nici acea fațetă nu există. Nu există măcar la nivelul la care se referă rațiunea de părinte și fiu. N-a spus acum Dumnezeu, dacă îi cere împărăția unui om pâine, că îi va da pâine. Nu știu acum dacă neapărat îi va da pietre în geam. Cel puțin, la nivelul patologiei, ne spune clar Mântuitorul că nu există oameni răi. Și atunci, ce ne face pe noi să nu trăim frumos? În primul rând, anticiparea necazului, de care ne spune Mântuitorul în prima parte a cuvântării după Matei. Cereți și vi se va da. Bateți și vi se va deschide. Întrebați și veți afla. De ce noi nu avem această siguranță că dacă cer ceva, ți se va da? Zice, du-te și dacă ai nevoie de ceva, cere. E adevărat că există și niște experiențe mărunte, cer ceva și primește altceva. Dar nu discutăm despre cazuri patologice, noi discutăm aici despre lucruri serioase. Noi nu primim ceea ce cerem dintr-un singur motiv. Nu credem că ceea ce cerem vom și primi. Ne învață Mântuitorul o strategie extraordinară, să cerem ca și când am primit și vom avea. Dacă însă nu avem această credință și mai ales această siguranță că Dumnezeu știe că ceea ce cerem e nevoie, ceea ce cerem avem nevoie să folosim pentru ceva, cu siguranță că noi suntem cei care, șovăielnici fiind, vom atrage șovăială. Și atunci ne întrebăm de ce nu se deschide o ușă, pentru că noi bătând la ea, în același moment ne gândim, nu o să ne deschidă, pentru că n-am făcut-o pe aia sau pe cealaltă. Nu, dar dacă suntem siguri, atunci vom spune muntelui acestuia, mută-te și te aruncă în mare, și muntele se va arunca în mare. Care munte?
muntele necredinței, muntele imposibilului, muntele peste care nu putem, noi credem că nu putem să trecem. Acela este muntele care se aruncă în mare în momentul în care noi cerem cu credință. Iubiți credincioși, numai atât să ne rămână în seara aceasta în cap. Că omul nu este rău. Dacă se manifestă rău, înseamnă că noi am greșit. Noi l-am provocat. Noi nu am știut ce să scoatem și cum să scoatem din el partea cea bună pe care omul o dă copilului care îi cere să-i dea ceva bun. Dacă omul de lângă noi nu este bun, înseamnă că noi nu l-am tratat ca pe părintele nostru. Nu ne consideră omul pe care noi îl considerăm bun, nu ne consideră că suntem copiii lui, astfel încât să ne dea ce e mai bun. Și atunci vom primi piatră în loc de pâine și nu vom obține ceea ce dorim de la el. De aceea aș vrea ca în seara aceasta să ne gândim la cei pe care i-am judecat greșit până acum, pe care i-am judecat ca fiind cine știe ce specimene, cine știe ce genuri de oameni, și iată că în seara aceasta, dacă ne vom pocăi cu adevărat, să-i reconsiderăm, cu siguranță că noi vom fi primii beneficiari acestui mod de viață. Vom înnopta în liniște, eliberându-i pe ceilalți, eliberându-ne pe noi. Pentru că Hristos ne spune că vom primi de la Dumnezeu mai mult decât putem noi să dăm celorlalți. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.